Bună ziua, Dăian, bine ai venit. Cum te simți? Bună ziua, bine v-am găsit. Mă simt bine și sunt nerăbdător să încep prima antrenament cu băieții. Cum a fost pentru tine să vii la echipa noastră? Cum a venit oferta? Cum te-a găsit? A fost ceva pe moment. Nu m-am gândit că aș putea face schimbarea asta în cantonament direct. Dar, repet, mă bucur că am reușit să vin la echipă mare, la o echipă cu un istorie foarte bogat și sper să face treaba frumoasă împreună. Te așteptai când ai văzut echipa noastră în același hotel cu Rakov că o să te muți de la o zonă a hotelului în cealaltă? Clar că nu mă așteptam, îți dai seama, dar tot glumeam cu băieții. Băieții tot ziceam, hai mă, că te așteptăm mult. Tot glumeam pe tema asta, dar nu mă așteptam niciodată. Ți-am spus, a fost ceva pe moment. A venit ceva, a fost ceva gen de la o zi la alta. Și am ales împreună cu agentul să luăm o decizie. Care sunt așteptările tale pe plan personal, cât și cu echipa, evident? Pe plan profesional vreau să am continuitate, așa cum am avut în ultima parte în campionatul Poloniei, în care am avut evoluții bune, vorbesc din punct de vedere statistic, și iar pe plan cu echipa vreau să ne atingem obiectivul și să luptăm acolo sus. Dar nu vreau să vorbesc de pe acum, pentru că mai este drum lung, mai sunt etape până la terminarea campionatului regulat și după aia vom începe play-off. Cum crezi că vei fi primit? Colegii te-au primit foarte bine. Cum crezi că vei fi primit la primul meci oficial, ținând cont de istoricul tău? Sper să fiu la fel de bine primit așa cum am fost de colegi. Vreau să fiu primit și judecat după trecutul meu, după evoluții, nu după echipa la care am fost, pentru că sunt jucător profesionist și îmi fac treaba la orice echipă voi fi sau voi activa la momentul respectiv. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc și Doamne ajută!